Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Dacă în ultimul clip am vorbit despre actele și costurile necesare pentru a obține autorizație de construcție, în acest clip iată că deja ne apucăm de treabă și am început să pregătim terenul pentru a putea construi un cămin pentru apă, în vederea branșamentului la alimentare cu apă. Așa că dacă vreți să vedeți și voi cam ce înseamnă să construiești o casă de la zero, să realizezi branșamentul la utilități și să împrejmuiești terenul, vă puteți abona la canalul meu, este gratuit, nu vă costă nimic și puteți afla foarte multe informații bune. În prima fază am curățat terenul de vegetație și de gunoaie. Puteți vedea că terenul este gol, așa că o să fie nevoie să-l și împrejmuim. O să urmeze clipuri noi. Apoi, bineînțeles că avem nevoie de scândură pentru a realiza cofrajul pentru căminul de apă, dar și pentru prima laterală a gardului, să împrejmuim terenul. A costat 1250 de lei metru cub și am cumpărat 2 metri cubi, scândură la 4 metri pe 20 de centimetri lățime. Pe lângă scândură am mai cumpărat și niște rigle de lemn pentru a face țăruși, dar și niște rebuturi de scândură la aproximativ 1 metru lungime și bineînțeles am cumpărat și plasă de buzău de 4 mm, a costat 109 lei bucata. Pentru a realiza un cămin de apă, bineînțeles, prima parte trebuie să săpăm, ne-am săpat manual, trebuie să facem o groapă de 1 metru lățime, 1 metru lungime și 1 metru înălțime, deci cam 1 metru cub, minim, cu cât mai mare cu atât mai bine. Noi nu am săpat chiar un metru adâncime pentru că terenul era lăsat și a trebuit să mai venim cu umplutură de pământ pentru a putea compensa să ducem nivelul terenului la cel de la stradă. Asta înseamnă că am făcut cofrajul suprateran. O parte este în pământ, o parte este deasupra. Mare grijă când cumpărați un teren pentru că dacă este terenul lăsat, trebuie să aduceți foarte multe camioane de pământ. În prima fază am avut 6 camioane de pământ la 400 de lei. Camionul. Deci am dat 2400 de lei pe 6 camioane de pământ. Și după ce s-a tasat, după câteva ploi, mare lucru nu prea se mai vedea. Așa că în clipul următor o să vedeți că am mai adus încă 20 de camioane de pământ, mult mai mari, și tot ar mai trebui. La aceste 6 camioane de pământ nu a fost nevoie să aducem buldoi excavator pentru nivelare, pentru că terenul era foarte lăsat, am pus așa câteva stive pe care le-am mai netezit noi, manual cu lopata, cu sapa și am mai completat după pântri ele. Cam așa arată 2400 de lei schimbați în pământ. Pământul este destul de ok, curat cât de cât, are și ceva piatră, dar nu este de speriat. Pentru a putea intra cu mașina pe teren, am făcut aici, într-o parte a terenului, o rampă. Nu prea se vede chiar așa de bine pe filmare, dar era o diferență foarte mare între nivelul trotuarului și al terenului. Cam așa arată groapa pentru căminul de apă până acum. Urmează să montăm și cofrajele, pe care le-am pus și niște folie, să nu se ducă laptele de ciment printre scândură. Am început să punem și plasa de buzău. O plasă de buzău de 4 mm, iar prin locurile unde intenționăm să ieșim cu țeavă prin canalul de apă, am pus aceste conserve de metal prinse de cofraj pentru a nu trebui apoi să săpăm în beton, să spargem betonul. Mult mai simplu așa. Cam așa arată cofrajul. După cum puteți vedea, cum v-am spus, terenul era lăsat, așa că am mai înălțat puțin cofrajul și o să venim apoi cu pământ pe lângă el. După ce îl decofrăm. Este aproape gata. Mai avem să punem bucata aceea de cofraj și să punem niște folie de jur împrejur pentru a nu ieși betonul pe sub cofraj. Cam așa arată cofrajul pregătit pentru turnare. Iar acum urmează să turnăm betonul. L-am făcut manual la betonieră. Am uitat în jur de 4-5 saci de ciment, ce mi-aduc aminte. Nu a costat foarte mult. Bineînțeles plus pietriș și nisip, care oricum trebuie să cumpărați pentru orice șantier. Aveți grijă să turnați circular, nu turnați doar într-o parte, pentru că se poate mișca cofrajul dacă nu îl blocați pe mijloc. Ne-am ajutat de un lemn să mai aranjăm puțin betonul și l-am vibrat între ghilimele cu un ciocan.
Și o să vedeți la final că a ieșit foarte bine. Cam așa arată, deci trebuie să-l turnați circular. Dacă puneți beton doar într-o parte, o să se miște cufrajul. Am lăsat ca fierul să iasă din beton, pentru că deasupra la acest canal de apă o să fie și o alee carosabilă. Da, o să treacă o alee auto pe deasupra și o să rămână doar o gură de vizitare, un canal. Și trebuie să ne legăm cu celălalt fier. Cam așa arată după decofrare. Iar acum urmează să realizăm branșamentul la apă. Așa că am depus cererea pentru branșament la apă. Am plătit 1300 de lei pentru racordare la apă, deci pentru branșament, dar și pentru avizul de racordare la apă și canalizare. Apoi au venit băieții de la primărie, ne-au realizat branșamentul și am mai plătit în jur de 325 de lei pentru țeavă, pentru apometru și doi robineți. După ce au montat apometrul, bineînțeles, a fost nevoie să realizăm noi o pompă temporară. A mai costat în jur de 220 de lei toate accesoriile, robineții și țeava. Iar după acest pas, în sfârșit avem și noi apă pe teren. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și pentru toate videoclipurile interesante. Aștept mai jos comentariile voastre și ne vedem în următorul videoclip.